Știți zilele alea magice în care ești plină de energie, cu chef de lucru și de creație, în care toate sunt roz și toate crezi că vor ieși bine. Așa am eu câte o zi din când în când. Destul de rar, trebuie să recunosc, pentru că de cele mai multe ori zilele sunt foarte scurte și copleșitoare de atât de multă muncă. Dar astăzi a fost una dintre acele zile foarte pozitive în care am avut chef să fac tot felul de lucruri, mai exact tot felul de mâncăruri, și am avut chiar și chef să și documentez această parte. Lângă supa de pui, care v-am arătat-o deja, am făcut și niște plăcințele, turte, langoși, nici nu știu cum să le numim, pentru că nu am găsit un nume potrivit. Rețeta aceasta am găsit-o cu mult timp în urmă pe internet, dar erau niște plăcinte umplute cu brânză, carne și alte ingrediente. În schimb, eu am ales să le fac goale, adică neumplute. Și avem nevoie doar de făină, apă, drojdie, miere, sare. 5 ingrediente foarte simple, la îndemâna tuturor, și iese o minunăție de plăcințele. Așa că am făcut un aluat foarte simplu și foarte hidratat, adică aluatul este foarte moale. Din păcate, cum spuneam și de alte ori, de cele mai multe ori eu când gătesc nu mă folosesc de cantități, adică totul îl fac la ochi, după cum simt eu că trebuie făcut. Așa că uitați-vă bine la cum arată compoziția, astfel încât să știți ce aveți de făcut. Până s-a dospit aluatul, m-am pus repede să fac o limonadă, pentru că mi-era atât de poftă și atât de dor de o limonadă. Picantă și răcoritoare, este perfectă. Am folosit mentă, lămâie, ghimbir, miere, apă. Și cât de interesant și special mi se pare să pot să mă duc desculță prin grădină sau prin curte și să înculeg propria mentă pentru a o folosi la tot ce am nevoie. Am spălat bine menta pentru că păsările se cuibăresc prin copacul sub care crește acea mentă, așa că a fost nevoie să o spăl temeinic. La fel și lămâile, și cât de frumos ar fi să pot să mă duc prin grădină și să înculeg propriile lămâi, dar din păcate trăim într-o zonă care nu-mi permite asta. Așa că măcar menta și mierea care am cules-o, stors-o chiar de la albinuțele noastre, este o miere de rapiță. Am reușit să culegem o cantitate acceptabilă de la cei 3 stupi ai noștri. Suntem recunoscători și mulțumitori pentru oricât de mult sau puțin au reușit să producă. Pentru toate trebuie să mulțumim. Așadar, toate aceste ingrediente despre care spuneam mai devreme, le-am băgat în blender, apoi am dat totul prin sită pentru că mi se pare mai răcoritoare, mai bună limonada, dacă nu are și bucăți de pulpă prin ea. După ce am terminat cu limonada, mi-am spălat bine toate recipientele și
Am observat că e cam multă liniște prin jur și, ce să vezi, copiii și-au găsit ceva foarte, foarte interesant de făcut și palpitant pentru ei. Au luat o bucată de polistiren și au început să sculpteze. Sunt adevărați artiști și trebuie apreciați și recompensați cu câte un pahar generos de limonadă. Copii, ați lucrat cam greu, nu vreți o limonadă? Da. Facem o canoe. Tu ce? 10. Arta nu a durat prea mult și panica a luat locul creației, pentru că un vânticel a venit și le-a spulberat toate visele copiilor și tot polistirenul a zburat pe terasă și, bineînțeles, că i-am pus la treabă să-și strângă toate bucățile de polistiren. Iar eu m-am ocupat în continuare de plăcințelele noastre. Se formează foarte ușor, dar trebuie să fim foarte atenți. De aceea eu zic să vă relaxați și să nu vă puneți în gând o anumită formă. Aceste plăcinte vor avea toate formele posibile. Unele vor arăta ca și harta Italiei sau teritoriul Spaniei, harta României sau insula Marii Britanii. Așa că nu ne facem nicio grijă, ne gândim doar la gust și ce va ieși la final. Am prăjit pe fiecare parte plăcintele și apoi am avut două opțiuni. Una cu telemia de capră și smântână și, ca și desert, dulceață de smeură și smântână pe aceste plăcintele. Sunt divine, sunt atât de crocante la exterior și moi și fragede în interior. În combinația cu telemiaua sau cu dulceața de smeură, e perfect. Pentru noi a fost un festin și e foarte ușor de făcut, mai ales atunci când avem în vedere să fim relaxați și să lăsăm totul să decurgă de la sine. Noi vă dorim poftă bună, pentru că noi am avut foarte multă poftă. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!